Am mulinat, stai liniștit, liniște, nicio avalanșă. Horia Colibășanu, un fel de erou al zilelor noastre, bună dimineața. Bună dimineața. L-am chemat pentru că nu m-am mai emoționat ceva de mult la radio, în mașină, stând în trafic în București, un loc total neemoționant. Nu m-am mai emoționat nimic de ani de zile, dar recunosc că mi-a ridicat sprânceana povestirea lui la două zile după avalanșa ce i-a surprins în Himalaya, cu vocea lui prin telefon, prin satelit. M-a băgat în filmul ăla, am retrăit oarecum așa la 1% ce au trăit băieții, pentru că au fost la atât tica de o tragedie, dar pentru că noi suntem sportivi și oameni de munte, preferăm să privim profesionist sau profesional ceea ce s-a întâmplat. Pe scurt, Horia împreună cu alți doi oameni foarte liniștiți și calmi în viețile lor reale, Horia este medic stomatolog la bază, așa cum ne-au promis acum vreo 2 sau 3 ani de pe canapeaua asta, cum mi-aduc aminte, au încercat să deschidă o rută nouă în Himalaya, nu spre celebru 8800 și un pic, ci pe altundeva, o rută nemai călcată. Cred că orice alpinist pe planeta asta și-ar dori să deschidă o rută necălcată de nimeni altcineva și oarecum să intre în istorie sau să aibă în istoria personală această poveste. Să mergem un pic înapoi. Cât durează să pregătești o astfel de expediție? Cred că pregătirea expediției poate să dureze destul de puțin. Trebuie să te documentezi, să găsești o rută care chiar nu e urcată de nimeni, să o verifici că nu a fost urcată, că mai sunt rute de care nu se știe foarte bine, dar pregătirea în sine nu e foarte complicată, realizarea e foarte complicată, pentru că mod normal pentru expediție mă pregătesc anul precedent, adică într-un an mă pregătesc de primăvara până primăvara pentru expediție, dar la ruta asta de 3 ani ne muncim cu ea. Bun, cum îți alegi colegii? Că nu pleci cu oricine la un drum atât de greu. Cum faci selecția? Selecția cea mai bună e făcută căutând oameni cu care măcar ai mers odată, cu care știi că faci treabă, sau noi, trebuie să avem anumite puncte tare, adică să ne adaptăm bine la altitudine, aici trebuia să te și cațeri la un nivel cât mai bun și cel mai important e să te înțelegi bine cu oamenii, să poți să stai într-un cort de 2 metri și stai acolo 2 luni și am fost singur în tabără, deci am fost tot între noi și dacă nu, sunt niște oameni cu care să poți să glumești, să ai o conexiune și să fie niște oameni relaxați, nu iese bine și se termină expediția înainte să înceapă. De data asta, chiar pentru mine, cel mai stresant a fost, eu îi cunoșteam pe amândoi, dar ei nu fuseseră niciodată ei împreună și nu știam dacă ei o să se înțeleagă. Numai că ei s-au înțeles foarte bine și echipa a fost foarte completă, pentru că fiecare avea câte un punct forte și echipa folosea punctul forte al fiecăruia. De exemplu, Marius Gane era cel care cățăra de departe cel mai bine și unde aveam pasaje foarte dificile, el intra în acțiune, apoi când era de bătut urme, eu și cu Peter ne schimbam greutățile, pusul cortului, fiecare avea rolul lui și am funcționat foarte bine, deci echipa a fost cel mai bun lucru din toată expediția asta. După niște săptămâni de muncă și cățărat și urcat și mâncat temir ce, nu mai vreau să deschidem subiectul ăsta, că tot timpul simt că ți-e foame când vorbim. După expediție mi-e tot timpul foame, deci ai simțit-o bine. Când băieții mai aveau destul de puțin, într-o după-amiază care nu anunța mare lucru, s-a întâmplat o treabă ce probabil nu se întâmplă unui alpinist niciodată în viață, dar o treabă care v-a dus aproape de o tragedie. Hai să intrăm un pic în povestea asta. Puseseră scorturile și v-ați oprit.
Da, am ajuns pentru că noi nu știam ce urma după următoarea creastă pe care o văzusem la ultima ascensiune. Am ajuns pe o față foarte mare de zăpadă, stâncă și care dura probabil să o depășim 2 sau 3 zile. Și am decis, de fapt eram obosiți, era târziu și am decis să punem cortul. Am găsit un serac, e așa ca un perete sub care ne adăpostim de avalanșe. Și nu era foarte mare, nu era cât am fi vrut noi de mare, următorul mai mare era cam la o oră, două distanță și era deja târziu, am decis să ne oprim acolo. Am pus cortul, am săpat o platformă în zăpadă, în panta de 50 de grade și ne-am băgat în cort, era tot în regulă și a început să ningă. O zăpadă foarte umedă, era prea cald pentru o zăpadă uscată și a început să se pună pe cort. Am văzut că era foarte grea și a venit o mică avalanșă, așa un avertisment și ne-am gândit să mutăm cortul, să plecăm la celălalt serac, dar eram și mai expuși dacă plecam de după serac, așa că am decis să rămânem acolo și după cam 20 de minute eram destul de atenți și era ora 6, era încă lumină, a venit un val de zăpadă din spate și a început să ne împingă cortul și ne-am dat seama că ceva nu-i chiar cum trebuie, pentru că ar fi trebuit să fim feriți acolo și eram destul de atenți și la un moment dat a început să împingă, ne așteptam să se oprească, ca și avalanșa de dinainte, mica avalanșa de dinainte, și atunci la un moment dat am simțit că vine de sus, deci a depășit avalanșa seracul și a venit peste el și a început să cadă pe cort, a început să ne apese. La început am încercat să rezistăm, să ținem cortul, să nu se rupă, dar când bate vântul asta face, îl ții cu spatele. Apăsarea era incredibilă, deci era o forță atât de mare care ne-a pur și simplu ne-a cocoșat, ne-a îndoit. Și la un moment dat a venit și mai multă zăpadă, s-a făcut întuneric complet. Și fiecare dintre noi, deși eram pe 1,5 metri de cort, lățime toți trei, am devenit complet izolați. Deci fiecare era înglobat în zăpadă, în pânza cortului și nu se mai auzea, s-a oprit avalanșa, s-a făcut liniște și am strigat, Peter, Marius, nu se auzea nimica. Era complet liniște, complet întuneric și mi-am dat seama că suntem îngropați de fapt. Nu e doar zăpadă pusă pe cort. Apăsarea a încetat pentru că în momentul în care se oprește zăpada, e bine să încerci să împingi un pic. Ea atunci puțin se lasă, se duce în sus și am avut câțiva centimetri să mișc coatele, să pot să-mi bag mâinile în buzunarul de la piept unde știam că am briceagul. Ca să ne înțelegem, fără briceag, fiind o foiță de cort foarte rezistentă și e cu foarte greutate, rezistentă, n-ai nicio șansă. Deci nu poți ieși niciodată. Nici n-ai poziția să te miști. Deci briceagul l-am manevrat așa undeva în fața feței, unde aveam o zonă de aer care încerci să ți-o protejezi. Numai că din cauza adrenalinei și cum am împins în zăpadă, încep să respir destul de agitat și mi-am dat seama că respir agitat și consum oxigenul și simțeam că nu mai are oxigen, simțeam că mă sufoc ușor. Și atunci m-am grăbit, am scos briceagul și am tăiat în dreptul feței, am tăiat cortul și atunci a început să curgă zăpada. Partea proastă că îți ocupă volumul de oxigen care l-ai și atunci trebuie să te miști foarte repede. Și îți intră zăpadă pe gât, dar am băgat mâna cu briceagul și am simțit că după ce tai pânza nu mai are rezistență așa mare zăpada și am reușit să bag mâna, am simțit-o și atunci am împins din picioare și am reușit să trec prin cort și prin zăpadă. Tu ai ieșit primul? Era 1 metru deasupra mea, am ieșit deodată cu Peter. Noi amândoi am ieșit în același moment, numai că el fiind pe pantă înspre
partea de jos, el avea cam 30 de centimetri. El a ieșit cu capul din zăpadă stând în fund, dar eu a trebuit să mă ridic în picioare. Okay. Pentru că aveam un metru mai mult. Am ieșit amândoi deodată, ne-au ieșit capetele așa, okay. Numai că mai era Marius. Și atunci am ieșit din cort și m-am dus în partea din față să caut lopata, numai că nu aveam mânuși, eram în șosete și a trebuit să sap cu mâinile goale și la un moment dat am simțit că mi-am dat seama că nu mai simt degetele și când m-am uitat erau toate degetele albastre și am zis stai că fac degerături dacă mai sap. Noroc că Peter și-a găsit mânușile, a venit, a săpat, am luat lopata, ne-am apucat să săpăm, să le liberăm pe Marius. Teama mea era că mai poate să vină o replică și el fiind încă acolo de desubt, el primea oxigen pe găurile pe care am ieșit noi, dar dacă mai venea încă o replică, l-ar fi astupat și dacă nu găseam repede lopata și fără lopată nu prea ai șanse, ar fi fost o situație complicată și ne-am grăbit să-l scoatem. O să trebuiască să ieșim în publicitate. Un singur lucru vreau să știu, după ce v-ați recuperat echipamentul, a trebuit la picior să vă întoarceți sau ați chemat pe cineva să vă scoate? Nu, nu. Prima dată ne-am făcut o grotă ca să trecem noaptea, că nu puteam să plecăm noaptea. Okay. Și apoi am plecat, da, pe picioare normal, n-am chemat pe nimeni. Poveștile lui Horia pot fi găsite...